Bună ziua tuturor! Bun venit pe canalul meu Luminița Tarot! Bine ați revenit la o nouă etalare. Voi face oroscopul zilei de 18 februarie pentru semne de aer, gemeni, balanță, vărsător. Înainte de toate vreau să vă reamintesc ca de obicei că este o etalare generală și vă recomand să luați doar mesajele care vi se potrivesc. Oamenii mei dragi, în această zi văd că vă veți simți în siguranță, veți avea foarte multă stabilitate, vă veți simți foarte bine, vă veți simți mai confortabile, mai sigure, pentru că văd că aveți o familie stabilă în jurul dumneavoastră, aveți stabilitate din partea familiei, vă veți gândi la acest lucru și veți investi pe termen lung, veți pune bani deoparte pentru unii și văd că veți dori să ieșiți, da? Să ieșiți în oraș și văd că veți fi foarte creativă și veți fi foarte intuitivă. Văd că veți țese ceva aici. Vă gândiți, veți fi foarte comunicativă și veți fi creativă și veți dori să acționați, veți ști ceea ce trebuie să faceți. Veți lua puterea în mâinile dumneavoastră și văd foarte multă sensibilitate din partea dumneavoastră. Și văd că poate aveți chiar 2 copii și vă ocupați de copiii dumneavoastră în această zi, de proiectele dumneavoastră, munciți la un proiect anume Zodia Gemeni. Și aici văd că veți fi mândri de munca voastră, veți fi mândri de mânuțele dumneavoastră, de acțiunile dumneavoastră, da? Și văd că sunteți foarte atrăgătoare în această zi, foarte fascinante. Da, văd că veți pleca, cum v-am spus, veți face o călătorie, veți face un drum. Undeva unde ați mai fost, bineînțeles. Da, și aici v-am spus, vă ocupați de copii, da? Vă veți ocupa de copii și veți fi foarte creativă cu copiii. Haideți să vedem. Ok. Da, și văd că în ce privește munca dumneavoastră, proiectul dumneavoastră, aici văd că veți fi mândri de ceea ce produceți, da? Sau de ceea ce faceți dumneavoastră. Văd că elaborați acest lucru sau va trebui să elaborați o realitate. Veți veni la cunoștință cu ceva nou și vă veți gândi la acest lucru în ce privește pașii următori. Văd că va trebui și să elaborați anumite informații. Haideți să vedem. Spune că există aici un contratimp. Cineva întârzie sau ceva va întârzia. Ceva va fi, cum să spun eu, va merge mai încet, mai lent ca de obicei. E posibil să fie ceva blocat, adică numai în acest moment veți lua inițiativa pentru a începe acel proiect. Văd că în această zi veți fi doar mândri de munca dumneavoastră copii și veți face un drum. Dar aici îmi spune că e posibil ca ceva să fie în contratimp sau în întârziere și să fie anumite inconveniențe și să meargă ceva mai încet ca de obicei. Dar nu e nimic, pentru că în următorul viitor veți putea să acționați, veți putea să faceți pașii necesari în ce privește proiectul dumneavoastră. Și poate unii dintre voi are un rol important, cifra 3, 10, 2 și numele Ana sau literele cu la A, N. Voi trece, v-am pupat, la revedere, sănătate, numai bine. Voi trece la Zodia Balanță. Regina de Cupe, aici văd o femeie foarte amabilă și foarte grijulie, emotivă, intuitivă, care dorește să vă ajute. O femeie de cultură, o femeie frumoasă, să spunem așa, dar și foarte intuitivă, cum spuneam. Această persoană vă va sări în ajutor sau dumneavoastră veți fi această persoană care veți încerca să ajutați persoanele din jurul dumneavoastră și vă veți axa foarte mult pe acest lucru. Triul de spade îmi spune că veți avea parte de anumite opoziții, adică cineva se va opune, va fi contra, veți trece prin aceste lucruri, dar văd că veți avea parte de stabilitate. Da? Deci veți avea parte de contrarietăți, opuneri din partea altor persoane, discuții contradictorii, dar aici îmi spune că veți avea parte de stabilitate, se vor stabili lucrurile și veți avea parte de stabilitate în casa dumneavoastră, în relație. Dar văd și un pic de ceva opus dumneavoastră,
Ceva se va opune în ce privesc proiectele noastre. Da, deci aici văd o schimbare care va veni din trecutul dumneavoastră, poate să faceți un drum sau poate de la drum. Sau în ce privesc intuiția sau persoanele drage, aici văd o schimbare sau dumneavoastră vă veți gândi la o schimbare în această zi. Haideți să vedem trei de spade. Aici trei, ok, au ieșit două. Deci aici vă gândiți la drumuri, la persoane sau cineva se va opune de la distanță sau veți intra în contact cu anumite persoane de la distanță sau distanța, orizonturile distante, dar e ceva opus. Aici vine o schimbare în ce privește această contrarietate sau această poate dezamăgire, ceva se schimbă, nu e cum ați dorit dumneavoastră, da? Deci va veni această schimbare care dumneavoastră de fapt nu vroiați. Și aici, în ce privește stabilitatea dumneavoastră, vă va preocupa ceva în ce privește o relație, pentru că ceva aici nu vă va conveni, nu vă va place și ceva vă va dezamăgi și acest lucru vă va preocupa, vă sta un pic pe gânduri. Sau poate nu vă va place ceea ce veți primi sau această schimbare. Da? E ca și cum v-ați aștepta la altceva, dar de fapt nu e întotdeauna așa cum ne dorim. Haideți să vedem. Și văd că sunteți clar văzătoară. Nu știu, aveți această abilitate și poate unii dintre voi sunteți născut într-o zi de 29, cifra 9, 36 și 33, 6. Văd aici că există cineva, unii dintre voi poate vedeți, sunteți vizionari, vedeți în viitor, vă preocupă ceva pentru că dumneavoastră deja vă gândiți la viitor și dar văd că aveți purețea de suflet dumneavoastră și ceva pur va veni către dumneavoastră. Văd că veți avea parte de vitalitate și văd că veți avea parte de iubire. Veți avea parte de pace și văd protecție divină pentru voi. Și e ca și cum trebuie să vă ascultați intuiția, să nu vă preocupați prea mult. E nevoie să vă ascultați intuiția, chiar dacă vine această schimbare și nu este cum ați dori-o dumneavoastră. Să fiți optimiști, da? Și să încercați să aduceți optimism în viața noastră. Văd că iubirea aveți și sunteți iubiți și chiar de divinitate, nu numai. E ca și cum sunteți un mesager trimis de divinitate pentru persoanele din jur. Oamenii mei dragi, vă îmbrățișez și vă doresc numai bine. La revedere, sănătate! Haideți să vedem zodia vărsător. Un noroc, zodia vărsător. Și aici îmi spune că un noroc la un drum, la o mutare. Văd că vă veți elibera. Da? Veți ieși dintr-un blocaj, veți ieși dintr-o suferință, e ca și cum văd că fugiți sau plecați la drum și văd că veți face o revoluție în viața dumneavoastră, deci norocul vă surâde și vine în viața dumneavoastră. Și aici văd că veți face o revoluție, ceva se deblochează, veți primi o cum se spune, nu-mi vine să spun acum, îmi pare rău. E ca și cum divinitatea vă va trimite mesaje, să spunem așa. Deci ceva se deblochează, ceva vă eliberați. O transformare cu eliberare pentru voi și în ce privește relația de cuplu, văd iubire, văd bucurie, sentimente și văd că veți primi chiar și mesaje de peste hotare și poate cifra 6, 16, 7 are un rol important pentru voi. Dar văd și foarte multe iluzii sau oportunități, alegeri care trebuie să faceți în această zi, care provoacă un pic de confuzie, dar veți reuși să treceți peste. Și trebuie să faceți o alegere aici, împreună cu persoana iubită sau cu cineva, sau să faceți o alegere pentru viitorul dumneavoastră. Și văd sentimente din partea persoanei iubite și nu numai. Deci văd foarte multă bucurie și iubire. Și cred că veți face o alegere cu inima dumneavoastră. Haideți să vedem.
Oricum va fi o revoluție în viața dumneavoastră în această zi. Foarte multe revelații mi-a venit acum. Foarte multe informații, revelații, poate chiar și de la divinitate, care va trebui să le luați la cunoștință. Aici văd că cineva e disperat sau vă disperați. Da, acele iluzii vă duc la disperare. Sunt anumite aici, anumite preocupări sau anumite alegeri, iluzii care vă disperă. Vă pune un pic într-o disperare, într-o... dar poate chiar și un stres. Dar văd noroc. Aici, în ce privește turnul, o schimbare. Veți pleca la drum, da? Veți pleca la drum. Asta e clar că veți pleca la drum. Și acest lucru vă duce la un deblocaj, la o revoluție în viața noastră. O schimbare importantă în această zi, să știți. E ca și ieșiți din casă și plecați. Da, pentru a începe un curs, pentru a lucra, pentru a învăța, aici văd că veți face și ați ales să faceți acest lucru. Și văd că e important să vă folosiți inima, să vă deschideți inima altor persoane în ce privește această ocupație cu care vă veți ocupa în această zi și colaborare cu cine veți intra în contact. E nevoie să vă deschideți inima persoanelor din jurul dumneavoastră și văd aici că cifra 3, poate 3 persoane sau 2 persoane vor fi pe lângă dumneavoastră pentru a vă ajuta, pentru a vă sfătui dacă aveți dubii sau îndoieli. Și cifra 9, 34, 7, 32, 5 poate are un rol important. Mie îmi spune că veți fi fericiți și să vă ascultați intuiția. Să ascultați intuiția pentru că veți primi revelații, veți primi idei din partea divinității. Vedeți aici, există foarte multă speranță și vedeți această coroană care vine de la divinitate, din nori, pentru mintea dumneavoastră. Foarte multe informații, dar văd și mult ajutor. Și să acceptați aceste binecuvântări care vor veni în această zi, oamenii mei dragi. Veți fi binecuvântați, să acceptați binecuvântările, pentru că e ca și cum vă veți vindeca și vă urmați destinul dumneavoastră, speranțele dumneavoastră, e ca și cum vă croiți o nouă stradă, un nou destin, o nouă viață pentru a avea reușită în speranțele dumneavoastră aici și văd că veți face planul de viitor și veți da la spate. Deci aici există turnul, că există o deblocare, că ieșiți, dar nu uitați că după turn, care este arcanul 16, este steaua. Este arcanul nostru și steaua reprezintă speranță, destin, mai multă speranță de viitorul nostru și mai multă și... E ca și cum dă la spate tot ce a fost și avem parte de vindecare. Deci veți fi binecuvântați și beați, să spunem așa. Oamenii mei dragi, vă îmbrățișez și vă aștept data viitoare. Dacă nu v-ați înscris la canal, apăsați clopoțelul și veți primi notificări pe parcurs cu ceea ce voi distribui. Doamne ajută tuturor, numai bine, la revedere, sănătate, pe data viitoare!